Pentru mine, primul titlu mondial obținut în 2014, Art Football, a fost ceva deosebit. Nu te întâlnești în fiecare zi, am creat precedentul și am mers mai departe. În cel mai greu moment al vieții mele, când mi-am pierdut soția în 2020, cum îi ziceau artiștii fotbaliști, mama națională a artiștilor, toată naționala artiștilor fotbaliști a fost alături de mine, au fost prezenți la comemorare, au contribuit și pecuniar și cu sufletul, cu viața lor și cu o coroană deosebită. A fost impresionant pentru mine, le-am mulțumit pentru că sunt niște oameni minunați. Ne completăm unii pe alții și e frumos să mergem înainte, să rămânem așa cum ne-am obișnuit și cum suntem educați. Putem organiza un spectacol extraordinar. În această idee, acum fiindcă s-a înregistrat juridic ultima noastră modificare și noul Consiliu Director, alcătuit din Aurelian Temișan, Adrian Enache, Andrei Ștefănescu, Paul George Trouble și subsemnatul, mesajul meu este ca în fiecare clipă a vieții să învețe câte ceva, să muncească, să iubească, să se gândească numai la ziua de mâine, ca la un viitor frumos, să fie prietenoși, să fie ca frații între ei, să păstrăm această familie minunată atât timp cât vom exista. Așa încât viitorul să fie al nostru, așa cum a fost și trecutul și prezentul, și să rămânem aceeași familie extraordinară care se reînnoiește în fiecare clipă a vieții. Iubirea și dragostea să nu lipsească din această familie.